Cel mai important condiment al continentului african, tamarindul, era folosit încă din antichitate de către greci și egipteni, fiind răspândit apoi de arabi și perși, pentru a se consacra definitiv datorită bucătăriei indiene, care l-a adoptat în rețetele ce conțineau ardei iute, carne, linte, mazăre sau fasole. Curmalele de India, cum au ajuns să fie cunoscute păstăile copacului de tamarind, au un gust dulce acrișor, răcoritor și fructat și reprezintă ingredientul principal al vestitului sos Worcester, apreciat în mod deosebit în Europa Occidentală și de Nord. Tailandezii și vietnamezii îl folosesc în supele acre și răcoritoare. Lemurienii cu coadă inelată din Madagascar îl adoră, iar medicina ayurvedică îl recomandă în cazul problemelor gastrice și digestive. Bună ziua tuturor! Bine ați venit la emisiunea noastră Pușculiță cu arome. Bună ziua, Radu! Bună să fie, Jeroen! Ce faci? Uite, mă uit la chestiile astea. Da, și eu mă uitam puțin mai devreme. Ce sunt acestea? Ceea ce vezi tu aici este tamarind. Tamarind? Tamarind. Ce este tamarind? Tamarindul este fructul unui pom, copacul de tamarind, care crește în zone tropicale și subtropicale și atinge înălțimi chiar și de 20 de metri. Și păstăile acestea sunt fructului. Ca o, da, seamănă cu o fasole. Numai că înăuntru, uite, dacă îl decojim un pic, vezi că are formă interesantă. Are o carne. Da. Mm-hmm. Bun. Care nu asemenea cu nimic cunoscut în România, mi se pare. E adevărat, da. N-am văzut niciodată în România un produs pe bază de tamarind. Tamarindul se găsește pe piață sub mai multe forme, nu la noi, din păcate. Vorbesc de piețele asiatice. După cum vezi, are o pulpă și niște semințe, destul de măricele. Parcă sunt migdale. Da, seamănă. Probabil că la fiecare umflătură avem o astfel de sămânță. Se decojesc, se strânge pulpa cu semințele și se presează sub formă unei marmelade. Da. Vezi, uite, aici este sămânța din marmeladă. Pulpa aceasta care înconjoară semințele se poate dizolva în apă și dă un fel de infuzie acrișoară la gust și de culoare maronie. Aia se folosește la gătit. Partea solidă se aruncă. O să-ți arăt eu imediat. Da. Mai avem tamarindul sub formă de sos, pastă deja curățată de semințe. Deci ăsta este un lichid cu puternic infuzionat. Un sos infuzionat de soia cu... un pic, nu? Arată așa. Sosul de soia e mai brun, ca un sos caramel cumva. Gustă. Este acrișor, nu-ți rezervi nicio surpriză neplăcută. E bun. Chiar e bun, e acrișor și fructat. Da, da. El este folosit, acest tamarind, să dea un gust acrișor și culoare, după cum ți-ai dat seama. În special, este folosit în sudul Indiei, în Ceylon, în Asia de Sud-Est. O altă modalitate, o altă formă sub care este comercializat tamarindul este acest praf, granulat, vezi că sunt niște granule mici. Un fel de cacao. Seamănă cu cacao, da. Știi ce? Este pasta aceasta uscată și măcinată. Uscat și măcinat. Uscat și măcinat. Și dacă se emulsionează cu apă, se amestecă bine așa cu grijă, se obține ceva asemănător acestei paste. Foarte interesant. Păcat că nu le avem și la noi. Să sperăm că viitorul va surâde bucătăriei asiatice din România. Și cum putem folosi acest ingredient? Ce rețetă ne propui tu astăzi? Îți propun din nou un stir fry. Un pui stir fry cu tamarind. Și ai să vezi că va ieși foarte bun. Da. Modalitățile de folosire vin din vechime, pentru că cei care l-au adus în Europa au fost arabii. În limba arabă, tamr hindi, așa se numește acest fruct, înseamnă curmale indiene. A, deci asta, practic, sunt curmale indiene, nu? Sunt curmale indiene, pentru că așa ei denumesc curma orice fruct al unui palmier. Cu toate astea, tamarindul nu este nici palmier, iar astea nu sunt curmale, dar denumirea s-a încetățenit. De pildă, germanii spun indische datel, iar rușii spun indiischi finic. Și francezii cum spun? Francezii spun tamara, tamarindo italienii și spaniolii, tamarinde germanii, tamarind cred că trebuie să spunem și noi. Pentru că ai văzut, tamr hindi, tamarind, este o preluare, probabil, pe cale britanică sau franceză, a termenului arab care denumește condimentul. Este foarte folosit în bucătărie, în special în sudul Indiei,
în Sri Lanka, dar și în Asia de Sud-Est. Cum se folosește el? Se obține mai întâi o emulsie foarte bogată în aromă și gust. Carnea de obicei se marinează cu condimente și după aceea se fierbe cu marinada în care a stat câteva ore, la care se adaugă această suc, această zeamă de tamarind. Bun. De obicei se mai adaugă și suc de lămâie sau oțet sau vin ca să sporească un pic aciditatea și să întărească gustul. Okay. Și acum hai să-ți arăt cam cum o ținem noi acest suc. Avem aici apă care este clocotită. Puțin. Am aici o sită frumoșică, fină. Și ce facem acolo? O să pun o bucată de tamarind aici. Așa. Să torn apa clocotită. Bun. Puțin de tot. Puțin. Și se dizolvă, nu? În principiu se lasă la înmuiat. Da. 20-30 de minute. Putem să punem un pic mai multă. După cum vezi, ea se desface, deja se pot vizualiza bine semințele. Da. Vezi? Dar fiecare sămânță mai este învelită încă într-un strat de pulpă. Acest strat de pulpă are nevoie de puțin timp ca să se îmbibe cu apă și să poată. Și după rămâne doar semințe, nu? După aceea rămâne, da, semânța și ceva fibre. Da. Bun, trebuie să lăsăm cam 30 de minute ca să fim siguri. Hai să pun un pic mai mult apă. Așa, ca să fie bine acoperit. Un ultim imbold mecanic. Da. Știi că agitarea sporește amestecarea. Ok, bun. Acum, dragă Jerome, ne uităm la el vreo 30 de minute, așa, cu privire concentrată. Da. Ca să îi dăm și în putem involt. Să facem ceva sau așteptăm pur și simplu? Putem să facem ceva dacă folosim în locul acestuia lichidul deja preparat. Ok. Ok, hai să mergem mai departe și o să revenim aici. Și revenim mai târziu la... Bun, nu mai avem nevoie de... De apă. Micuța apă. Avem nevoie, în schimb, de un wok sau de o tigaie mai mare și mai adâncă. Tigaie minunată. Tigaie minunată. Lucrăm pe... Foc mare. Pe foc mare, trebuie să se încingă. Întotdeauna este cu focul mare. Da, foc iute, rapid, cu puțin ulei. Amestecând continuu și ingredientele nu se gătesc niciodată prea mult. Puțin își păstrează culoarea, textura și nutrienții. E foarte avantajos, mai ales că totul se desfășoară foarte rapid. Ce e nevoie să fim bine organizați. Vezi că eu mi l-am așezat aici, după cum intră în rețetă. Toate sunt țaca, țaca, paca, paca. Huba, huba. Huba, huba, tăiate așa cum ne trebuie nouă. Și așteaptă săracele să intre în... Deci, practic, este o rețetă care putem face repede acasă, nu ține foarte mult. Foarte interesant, pentru că noi toți avem probleme cu timp când vine vorba de la gătit. Ulei? Ulei, ca întotdeauna. Un piculeț de ulei. Nu poate lipsi ulei. Nu poate lipsi ulei. Chiar dacă e puțin. Ai văzut așa ceva în Franța? Sincer, nu. Am descoperit ceva astăzi. Este foarte, foarte interesant. Și spuneai mai devreme despre vitamina C, că este un produs bogat în vitamina C. Da, da? Are vitamina C, ca multe alte fructe, iar vitamina C, după cum știi, este un antioxidant. Da. Ce face acest antioxidant? Luptă pentru noi. De fapt, luptă împotriva îmbătrânirii, pentru că organismul nostru este în permanență atacat de radicali liberi, care provoacă îmbătrânirea celulelor, apariția cancerului și altor boli. Or, asta este, vitamina C este un adevărat scut. Neapără, scutul protector, vitamina. Și vitamina A la fel, și vitamina E. Foarte interesant. Mai mult nu știu, sincer să fiu, nu sunt foarte preocupat de latura medicală a ingredientelor. Prefer să mă bucur de viață. Doctor al gustului.
Da, să mă bucur de viață, dacă arată bine și are gust bun, a, să fie și un pic gras, că nu mănânc în fiecare zi, dar îmi exact. Place să cunosc, sunt curios. Și... și acum mi se pare că toate rețetele care îi pregătim nu sunt foarte, nu. Foarte grase, sunt foarte sănătoase. Ai văzut că puțin ulei și atât, da. Ingredientele astea nu conțin grăsime, carnea de pui este foarte slabă, e aleasă, s-a îndepărtat și pielea. Pielea este rezervorul de grăsime al cărnii de pui. Mm-hmm. Este file. Numai bună pentru cei care vor să trăiască mai mult. Și așa, punem un pic de ulei. Așa. Uite, e destul de încins. Da. Ok. Cărniță. Deci punem carnea la prăjit direct. Punem carnea și o prăjim. Da. Se prăjește repede. Da, destul de repede. Și din nou, în această rețetă nu folosim sare. Nu. Folosim, fiind o rețetă tailandeză, Sos de pește. Corect. Și nu numai sos de pește, mai avem un sos, sos de strighi. Ah, da. Deci, este foarte frumos, uite-l aici. Care este destul de consistentă. E consistent, da, da. Este un sos mai gros. Folosit tot ca, eu știu să zic, condiment pentru asezonare. Mie îmi place foarte mult la tot ce pregătești tu să nu fie sare, așa că este un lucru minunat. Să știi că mai gătesc cu sare, dar destul dar de puțin. Dar nu la rețete asiatice, probabil, nu? Mai folosesc și ei un pic de sare câteodată, dar nu, niciodată nu exagerează și în foarte multe rețete, după cum ai văzut, sarea lipsește. Jerom, ce facem noi aici este să sigilăm, de fapt, bucățele de carne ca gustul să se păstreze în interior. Așa, da. Și ca mai vorbit de chestia asta, da. Se trage rapid carnea la tigaie, cum se spune. Mm-hmm. Ca atunci când o mestecăm să simțim nu numai gustul condimentelor și al lichidului de gătit, ci și gustul cărnii. Mai ai nevoie de un pic de ulei. Să nu se lipească. Ca sfat, e mai bine să folosească o tigaie teflonată, neaderentă, pentru că vă scutește de o parte din munca pe care o fac eu acum. Da. De curățirea prăjarea. Exact, da. Trebuie oricine să vadă că nu folosim niciun echipament special, tot e... Tot se poate face. La îndemâna tuturor. Acasă, da. O lăsăm să rumenească un pic, că știu că îți place mai rumenită. Da. Și ce urmează după ce s-a pregătit această cameră, nu? Ei, Jerom, intervenim cu condimente deja. Cu arome. Cu arome, exact. Cu pușculița noastră de arome. Scuturăm pușculița și o să adăugăm mai câteva arome. Atâi să luăm o pușculiță așa. Da, un, da, da, da. Un porc de ăla gras. Un porc ușor, da, gras. Am unul acasă, vrei să aduc în emisiunea următoară? N-ar fi rău. Da? Băgăm cu băgăm tamarindul în el, da. Nu cred că încape. Să poate e doar praf. Praf, da. Îl deschidem așa, nu? Jerom, eu zic că s-a... Da, s-a rumenit. Și-a schimbat culoarea. Mm-hmm. Începe să facă un piculeț aurie. Da. Mai lăsăm 20 de secunde. Puiu, mami, pui, pui, pui. Săracul pui. Ce te-am făcut? Da. Oh! A și sărit. A vrut să scape, dar da, nu l-am lăsat. Da, nu l-am lăsat, da. Bun. Ce urmează? Ghimbir, Jerom. Ghimbirul nostru preferată. Ghimbirul nostru de toate zilele. Da. Mai avem ghimbirul, arunc multă usturoi și ardei iute. Aici sunt doi căței de ustură, aici un ardei iute curățat de semințe ca să... Combinația noastră preferată, ghimbir, usturoi, ardei. Nu uita ceapă. Ceapa, da, asta este al patra. Și nu avem astăzi, nu? Astăzi avem ceapă verde. Bun. A, da. S-a schimbat deja. S-a schimbat arome. Aroma, da. Da. S-a început să-și dea drumul la aromă. În momentul ăsta venim cu ardei galben. Venim cu un ardei gras.
Dar nu mi se pare că e gras acest ardei. E gras care are formă de clopot, să spunem. Aha. Englezii spun bell pepper. Poivron. Poivron francez, da. Opa. Nu știu, da, ce se întâmplă azi. Dar toate ingrediente... Ai vreun magnet acolo? Nu, nu, nu. Toate ingrediente vor să plec din acest tigaie, dar nu vor le lăsa scapa, nu? Le lăsăm, da. Nu. Bun. Trebuie să păstrăm textura și culoarea ardeiului, așa trebuie... că nu mai insistăm. Da. Ce punem acum? Vin. Vin alb? Da. Sau vin de orez? Vin de orez, dar putem folosi și vin alb. Sos de pește. Dă un pic focul mai mic, te rog frumos. Așa, și sosul de stridii, uite, vezi că e consistent. Da, e consistentă. Da. Și îi tragem o amestecare minunată. Da. Acum, dacă simți că mai ai nevoie de lichid, putem pune un pic de apă, dar eu zic că... Nu, nu cred că trebuie. Că e ok. Da. Trebuie să... Se lăsăm puțin așa, nu? Lăsăm un pic așa și pomărim focul ca să dea în clopot. Am pus din ăla maxim, da? Așa ești. Eu sunt ajutor la foc astăzi. Ia, este ca atunci dacă te plângi. Eu între timp mă ocup aici de prietenul nostru lăsat la mariat. Și o să folosim pe asta sau? Pe asta, ca să ne mișcăm mai repede și la sfârșit. Asta o folosim în altă emisiune, nu? Îl bem amândoi după. Să știi că, deși este... E un afrodiziac, cumva? Da, pentru tine, da. Da, pentru... De ce pentru mine, apropo? Pentru că tu ești mai dinamic. Ok. Ce vreau să spun este că, deși europenii cunosc foarte puțin acest condiment... Corect. El este un component al unui sos foarte folosit chiar și în bucătăria franceză. Worcestershire. Da? Sos Worcestershire conține tamarind. Dar e un sos engleză. Este un sos, da, englez, dar este foarte, da, spune, e folosit. Foarte bun și se folosește foarte mult la carne. La marinat, la... La marinat, la sezonat, pur și simplu. Și la salate am văzut că se folosește. Da? N-am gustat niciodată. Dă-ți tu liber imaginație. Da, am o rețetă cu acest sos care lasă carne de, știi, ceafa de porc la marinat cu sos Worcester, cu sos de soia, cu muștar și cu ceapa și le las la marinat și la gratar direct. Este extraordinar, dar asta facem altă dată. Nu este asiatic oricum. Mai sunt și alte zone pe lumea asta. Da. E? Și? Taram! Ta-da-da-da-am. Tamarind! Tamarind. O să-i dea un pic de culoare și un gust acrișor. Și nu putem să tăiem câteva bucățele cruz de tamarind așa pentru prezentare, nu? Nu ajută cu nimic, nu? Nu, nu cred că ajută. După cum vezi, pulpa arată așa ca un fel de marmeladă, nu e foarte... Da. Nu e foarte estetică, dar e doar puternic în gust. Da. E un fruct până la urmă, acrișor, un pic dulceag uneori, dar acreala este predominantă. Bun, Jero. Și acum avem aici 100-120 de grame de mugur de fasole de soia. Da. Bun. Asta care se trebuie gătit foarte repede, da? Da. Și aici este fasole o verde. Cantitate de fasole verde. O să punem un pic. Ele sunt ambele din cutie, deci sunt gătite. Da. Așa că în momentul ăsta rețeta se apropie cu pași rapizi spre final. Și asta este o rețetă tailandeză, da? Este o rețetă tailandeză, acum ca sfat. Și că bucătăria nu e chirurgie pe creier să trage așa la micron. Da. Se poate pune alte legume, aproape n-are importanță ce, cu condiția însă să faci în așa fel rețeta încât să fie făcută și carnea și legumele. Să nu te trezești că leguma e crudă, dacă pui un cartof de pildă. Mi-am vine să-l pui fiert și să-l adaug. Bun. De asemenea, carnea se poate prăji mai mult sau mai puțin, după gust, și după aceea se pot adăuga condimente. Bun, dragă Jerome. Ceapa verde. Culori, culori. Culori, culori. Frumos, frumos. Bun. Și în momentul ăsta
Cam suntem gata. Mai e ceva acolo, vezi? Mai e ceva, acela este chiar coriandru de data asta. Coriandru. Știi că mereu am discutat că pătrunjelul ăsta este coriandru. Coriandru, da. Pătrunjelul este foarte, foarte folosit în Europa, nu? Dar coriandrul este folosit în zona mediteraneană, în Asia, în America Latină. Chiar e mult mai folosit coriandru, de fapt, dacă o luăm așa global. De data asta am găsit chiar coriandru și vom folosi pentru ornat câteva frunzulițe de coriandru. Dacă nu avem coriandru, revenim la mai apropiatul de noi pătrunjel. Hai să facem un deci am terminat cu gătit acum? Am terminat cu gătitul. Hai să vedem aici ce se întâmplă. Să dau foc mai mic. Noi nu mai avem nevoie de foc. E cam cald aici. Deci jerom. Da. Avem Radu. Ce facem acum? Punem aici și apăsăm așa ca tot ce este pulpă de fruct să treacă pânzită. Wow, e o muncă imensă. E ceva muncă, da. Din cauza aia, sincer să fiu, că știi că eu caut să economisesc timpul cât se poate. Am preferat, da, ca să vezi ca cum se face. Ca să știm face, cum da? Se prepară. Bun. Cred că s-ar mai fi putut insista aici, dar în principiu partea solidă se aruncă. Da. Se revine cu restul de... Este scump acest produs, Radu? În țara de origine nu e deloc scump. Da. Nu. Sunt foarte, foarte ieftine, mai ales pentru buzunarul cuiva obișnuit cu piața europeană. Da. Și crezi că putem găsi în Franța, în Italia? În Franța se găsește, da, sigur. Da. Îți dau o adresă dacă... În Italia n-am fost să caut. Deci probabil dacă spectatorii noștri călătoresc în Europa, poate găsi, nu trebuie chiar mers în Asia ca să, da, ca să găsi în tamarind. La Paris se găsește tamarind. Deci dacă mergeți la Paris, tamarind este produsul acesta. Se găsește și în Republica Moldova. Am luat de acolo pasta de tamarind. Deci dacă se găsește acolo... O să ajungă și la noi, sunt corect. Acolo convins. Bun, și tot așa mai departe. După cum vezi, ceea ce obținem este un pic mai diluat. Exact, dar e mai... Deci ar fi trebuit mai să mai lăsăm un pic pe foc ca să mai scăpăm de lichid. Bun. Deci asta ar fi fost procesul. După cum vezi, n-ai nevoie direct de pasta. Dacă ai marmelada aceasta de tamarind, te descurci cu un pic de muncă. Nu se poate nimic fără muncă. Și acum prezentare. Și acum, Jerom, am pentru tine un covoraș foarte frumos. Adus maron special din Cambodgia pentru tine. Rețeta e tailandeză, dar zonele sunt apropiate. Amestecate. Și o farfurie. Patata, cum place mie. Patata. Știi că mie... Nu-mi place să o pun simetric, o pun totdeauna așa, mai încă și... Și acum, dragă, mă servește o farfurie, nu? Te servesc un pic de papa bun. Bineînțeles, garnitura, cea pe care deja o știi și o bănuiești. Da. Care ar fi ea, dragă Jerome? Orez. Orezul fiert. Masă tailandezii pun în centru, în fața lor își pun orezul și în farfurie aia cu orez trac restul mâncărurilor. Nu au bol separat de orez? Au bol separat de orez. Uneori au bol separat de orez. Dacă farfuria e mare, împing orezul într-o parte și au o cantitate mică aici, o amestecă cu mâncare. Știi că la noi în Franța se servește cu felul principal în fața și cu o garnitură sau două garnituri în spate. Și la noi la fel. Am preluat probabil multe de la bucătăria franceză. Și acum punem puțin coriandru, câteva frunze. Puțin coriandru, vezi, e foarte, foarte delicat. Da. Un produs deosebit, coriandru. Bun, cred că ajungem, nu exagerăm cu verdele. Mai, stai acolo. Așa. Jerome, avem pui cu tamarind, un produs deosebit care am descoperit cu Radu astăzi. Chiar eu nu știam despre acest produs. Îți mulțumesc foarte mult că ai adus din călătoriile tale acest produs minunat. Vă dorim pofta bună, pui cu tamarind. Nu înainte de a gusta. Trebuie gustat, nu? Trebuie gustat. Asta ești vedem. Controlul de calitate. Suflă sunt arzi. Excelent. Nu e iute? Nu. Nu e. E perfect, e pe gustul meu. Vă mulțumim, la revedere, o zi bună. La revedere.